Festivalul de cântece și dansuri populare Ciuleandra, unul dintre cele mai valoroase din județ, își va continua activitatea cu un nou coregraf. Ștefan Chiriac se ocupă de câteva săptămâni de coregrafia ansamblului originar din Pogoanele. A rămas surprins când din două clase de a noua am ales 12 fete și 9 băieți. Băieții sunt mai slăbuți un pic, mai rigizi, dar oricum o să-i ridicăm la un nivel înalt. După ce a depășit problemele de efectiv și cele financiare, membrii trupei din Pogoanele așteaptă cu nerăbdare să urce pe scenă și să încânte publicul așa cum a făcut-o până acum. Eu sper ca în cel mult două luni de zile să-i scot la scenă, ca așa ambiția noastră a coregrafilor, și sper să iasă ceva bun. După felul cum a decurs prima repetiție, față de alte ansambluri care le-am preluat eu, foarte, foarte bun. Ansamblul de cântece și dansuri populare Ciuleandra din Pogoanele este deținătorul mai multor premii la nivel național, totodată și câștigător al Festivalului Internațional de Folclor de la Veneția și Verona. Înființat în septembrie 2010, ansamblul Ciuleandra este alcătuit din elevii ai liceului teoretic din orașul Pogoanele. Repertoriul tinerilor liceeni nu se limitează la folclorul județului nostru, ei oferind publicului un spectacol complet, acoperind prin cântece populare și suite de dansuri, obiceiuri și tradiții din Muntenia, Moldova și Oltenia. Trupa este susținută financiar de deputatul Marian Viveciu. Nu este nimic, m-a zis. Vrem să demonstrăm că se poate.